Robert, da. Te rog să-i spui acum ei, după ce am văzut eu relația voastră, la început ce ți-am zis prima zi, când ai spus tu că erai bucuros că îți răspunde și chestii genul ăsta. Da. Am spus că vezi, ai grijă că e periculoasă, că lui Raju i-a zis... Tocmai asta am zis și eu. Da. Pe Raju l-a mințit că îl place și de fapt nu îl plăcea, a recunoscut și ea treaba asta. Da. Și n-am recunoscut niciodată lucrul ăsta. Ei, eu am vrut să te protejez ca să nu suferi, că te-am văzut foarte încântat. Ei, după ce am văzut relația voastră și am văzut că ea are reacții naturale cu tine, că te pupă, că te drăgălește, că chiar se vede că e ceva între voi și chiar am susținut și azi în emisiune că am văzut ceva între voi. Da. Te rog să-i spui ce ți-am spus și afară, că am... Da, da, ok, dar eu am spus ce ai spus tu atunci, la momentul ăla, ce ai spus tu atunci, da, și poate el rămâne, poate pe el... Îl influența lucrurile astea și poate oarecum nu mergea cu sufletul liber spre mine și avea câteva... Mari, n-avea cum să meargă cu sufletul deschis spre tine odată ce tu minți un bărbat că îl place, îl lași să-și facă speranțe. Păi, dar nu știi. Vorbesc tu, Jador, dar am spus vreodată că nu-l plac pe Raju, am spus vreodată lucrul ăsta. Nu mi-a plăcut, da, mi-ai spus. Nu, mi-am dorit să-l cunosc, dar dacă el a făcut niște greșeli extrem de mari, logică nu mi-am mai dorit. Și Bogdan Mocanu, că tu nu l-ai plăcut pe Raju. Lasă-mă, că și tu ai spus la fel de el, frate, despre ce vorbim. Că dacă nu e vorba de ăla, nu faci mare relație. Nu, nu schimba, nu schimba mult pământul. Ai uitat când ai zis că pup pământul și dacă vine el la faci mare relație cu ea și când a venit să mai nu, ai să nu schimbăm mortul. Nu, păi nu schimba mortul. Nu da mine, Jador, așa că nu e ok. Mare, nu schimba subiectul. Dar s-ar putea să mă enervez de ce să dau și eu și că dacă dau și eu o urtare între noi doi. Mare. Vorbești cu mine, nu schimba. Păi nu, că nu vreau să ne certăm, dar dacă tu eu mi-asum și sunt sincer. Păi și eu ți-am zis ce ai spus tu atunci, ești capabil să înțelegi lucrul da, ăsta? Da, am spus pentru că mi-a plăcut foarte mult de ea cum a vorbit. Eu n-am cunoscut-o face-to-face să vorbesc. Odată ce am cunoscut-o face-to-face, ok, da, și am spus la început că vreau să-l cunosc pe Raju pentru că mi se părea un bărbat destul de diferit față de toți ceilalți. Ai susținut chestia asta? Vreau... 3 săptămâni, cred. Și mi-ai spus mie afară, nu. Am ținut 2 săptămâni și de ce? Pentru că el a fost în România și a făcut niște lucruri, Jador. Și eu n-am vrut să mă mai arunc într-o relație, pentru că am greșit de foarte multe ori în sezonul trecut și tot eu am avut de suferit și tot pe mine m-a jignit lumea din cauza greșelilor mele. Tot eu am tras pentru greșelile mele, n-a tras nimeni altcineva. Păi da, Mari, eu am vrut doar să-l atenționez. Eu am vrut să-mi dau seama de omul ăla și după cum ai observat și tu și știi foarte bine că amândoi avem aceeași părere despre Raj și mi-am dat seama destul de bine cine este el. Și n-aveam cum să fac pași mai mari de atât spre Raju. Pentru că știam amândoi despre ce-i vorba. Ai dreptate, ai dreptate. Dar eu doar i-am spus să aibă grijă. Dar i-am zis în prima zi. În prima zi când a zis. Și eu tot despre asta vorbeam. În prima zi. După aia am zis, bă, vezi că e schimbată. N-am văzut-o niciodată așa. Poți să-l întreb. Da, da, într-adevăr. N-am văzut-o niciodată așa. Îmi place ce văd. În afară. Îmi place ce văd. Îmi place ce văd. Și chiar îmi place. Am și zis, îmi place mai mult ce văd la voi, de, nu mai vreau să fac comparația asta, că e bine, dar îmi place foarte mult ce văd la voi. Am zis. Și am zis și afară și aici. Am zis în prima zi când am văzut, ai grijă cu Mari, că a zis că îi place de Raju și de fapt nu-i place. Despre asta vorbim, adică n-am zis nimic, ai fi zis tu acum. Și atunci era și Raju în emisiune și tu știu părerea ta erai curaj, așa. De față. Păi da, doar că i-am explicat, am văzut să că el nu un om, după părerea lumii. Eu am văzut că el e un băiat bun și de asta n-am vrut să-și bată nimeni joc de el, mă înțeleg? Asta vă. Și când am văzut că tu chiar îl placi, am zis, bă, n-am văzut niciodată așa. E ceva, nu vreau să mai dai explicații mari. Gata. Jador mai are unele momente bănuiesc când se plictisește sau se gândește el așa să-și dea cu părerea despre cuplurile din casă și uneori exagerează și este un pic răutăcios și astăzi a simțit nevoia să-i atrag atenția. Măcar dați-l să-l văd, măcar stau să mă uit la el, îmi dați 2-3 fragmente cu el. Nu înțeleg nimica, nici nu-l văd, nici nu vorbesc cu el, nici nu... De când stăteam în vacanță, a vorbit în continuu. Eu știam tot ce face. Exclusiv acum interesat de părerea la ce mod îți place. Jur că sunt interesat la ce mod. Nu-i place. Te ascult. Nu-i place să glumești cu ea. Da. Adică nu că câștig, nu e faza de câștigat, că nu. Te schimbă cu ceva? Te ajută pe da. Tine cu ceva? Da. Cu
despre mine, să-mi dau seama despre mine. Chestia. A, să te cunoști pe tine. Da, da, da. Mai având în vedere, acum ți-o spun 100% sinceră, părerea mea. I-am spus-o și lui Ionatan. Având în vedere că te-ai luat de mine la început, din start, nu va mai exista nimic între mine. Vreo posibilitate ca tu să mai ai ceva. Eu așa sunt. Dacă un băiat mă rănește, nu mai are șanse vreodată în fața. Nu-mi zice că nu-mi place. Dar, în schimb, ai loc de prieten. Dar ca și cum te percepi eu pe tine ca și om, ești așa super plin de viață. Dacă o femeie se simte tristă, ai tu prostia la în tine când o scoți din film. E chestii care mie îmi plac foarte mult la un bărbat. Știi să fii și serios, știi să și glumești. E important să le aibă bărbatul pe amândouă, știi? Și nu ești urât. Nu ești urât. Și mai ales în negru stă foarte bine. Că? În îmbrăcată negru stă foarte bine. Ce zici? O să fii? Nu mi-am făcut și nu înseamnă elegant. Zic. Ce? Vulpiță, ce? De ce m-a pus cu... Ai zis ceva? Nu. Mulțumesc. Atunci? Nimic. Nu știu. Dacă mai fi avut o calitate, poate... De ce ești nervoasă? Care? Dar nu cred. Să fiu un pic mai nervos. M-am enervat doar. De ce? Ai stricat cred tot că puteam să te încadrez la... Că nu stăm împreună? Top 3 favoriți bărbații mei. Nu din casă, așa, la stil. E enervant și eu sunt, dar nu. Adică nu zic să nu te consum, știu că nu te pot să abține, dar n-avem ce face. Andrei vrea să vorbească cu mine, dar nu am chef deloc. Testează-l, vezi ce vrea. Să iei, mi-e periculos? Nu-i periculos. Cine, mă? Mi-a zis despre mine vorbești, mă, șarpe. Mi-a zis ce ai vrut să faci, Cleanule. Ce ai făcut azi noapte. Cleanule. Ce am vrut să fac? Mi-a zis ce ai făcut azi noapte. Cum mai stai și te-ai vrei să mă testezi? Aia, am crezut că ți-o sal ceva și am făcut cu el. Da, l-am confundat cu calul Larisa. Mi-a zis și asta, dar nu... Da, ți-o zis că m-a prins pe geam. Da. Dar vezi că faza aia cu vorbitul la telefon o exagerat, nu e adevărat. Știu, dar am zis și eu că nu e adevărat. Larisa! Da! Iară lucrii ce nu trebuie. Dar ți-era foame, pui? Iară lucri? Pui, ți-era foame? Mariano! Vorbea băiatul ăsta cu fata aia. Ți-e foame? Mă super pe mine, gata. Trebuie. Larisa! Ți-era foame, pui? Da. Lasă-o că știa ce are de făcut. Știa ce are de făcut. Nu trebuie să comanzi tu, ce trebuie să facă. Foame, pop, să mănânc. Ce ai mâncat? A, ți-era foame. Iar se lasă călărită, mă, și după aia zice că de ce nu mai bag în seamă. Ca o inimă, ca un cobra. Dar ea nu vrea singură să se ridice. Cum mai vrea să stau? Hai, fă-ți treaba acolo și vorbim mai târziu. Nu-ți mai apăra niciodată. Păi ea a strigat-o pe Bia să o ajute. Larisa! Da, ce vrei să fac? Iar te călărești. Se poate lucra. Psihologul meu. Nu-ți dai seama că deja sunt. Ce tăcut. Mă spune, te arunc pe astea pe aici. Păi da, că tu așa ești romantic. Și tu așa îmi place pe mine foarte mult, mă rogi, mă faci. Ce așa nu mai îmi zici așa? Bine, iubita mea, gata, nu mai zic. Ești cea mai frumoasă. Vai, ce drăguț! Vai, așa! Cum am hat-o? Uite, vezi? E, ascult, fiate! Brăila! Auzi, vină puțin, știi cum o să facem de acum încolo? Cum tu te comporți cu mine și eu simt cum te comporți. Stai puțin să-ți spun. Exact identic, aceleași lucruri și aceleași... nu știu cum să le zic, aceleași cuvinte o să ți le spun și eu ție de acum acolo. Și când o să vezi diferența dintre noi doi și o să vezi schimbarea asta în mine, o să mă întreb ce am. Și eu o să spun atunci, așa mă simt eu. Dar m-am comportat de la început, iubirea mea. Așa mă simt eu. Eu m-am comportat de la început, așa, iubirea mea. Păi ați venit aici. Nu accept. El oricum nu accept. Nu te supăra, dar nu accept, da. Vrea Andreea să-i dea două pedepse. Nu e frumos, am că oricum știu că vă fac ceva. Deci, doamna Mantea, doamna Andreea Mantea. Dar știu, dar vreau să-i dau eu. Ce băiat. Dar pe tu nu ești favor, nu ești șefa. Da, eu... Bogdan, da, nici, Olivian. Nici tu nu accepti. Deci întreabă-l pe întreabă. Eu sunt șefa lui. Barosan. Eu sunt șefa ta. Da, dar vezi că Andreea, nici nu suntem noi. Sunt alții care duce de această așa e, Lidia? Să mergi după aia... Ce mi-arăți chiloții? Să mergi după aia în grădină cu...
Cum are și Bianca? Dă-te în brațe. Du-te, mă, dar tu ce crezi că să facă? Facem aici trio sau ce ai? Nu vreau. Lasă că fata asta îmi place de ei. Și ție nu. Noi nu avem o problemă să mi-a plăcut, dar mi-a trecut. La producție. Știu, mai place. Au. Dar pe care placi? Eu pe niciuna. Ce ai zis tu? Păi nici una nu-mi place. Nu. Hai seara mi-ai zis că ești atras din punct de vedere fizic de mine. Da! Mai place. Și de ea sunt și de Ligi. De toate? De, și de, de ea, de Ligi, de... Cine mai e? Na, de mine sunt mai apropii. Cine mai, mai! Dar de tine sunt cel mai mult, da. Te cunosc. Hai. Nu, fizic de ea sunt... Păi e cea mai dotată. Nu. Sunteți total două persoane diferite. Așa. El e într-o cu alt, cumva, ești altcumva. Nu vă asemănați deloc, la nimic. Da. Cum niciun masemăn cu Bia, de exemplu. Foarte adevărat. Dar tu faci acele gesturi cu toate fetele. Ce? Nu. Ce nu? Dar nu faci bine pentru tine, în primul rând, că ți-am zis, e foarte urât. Și mi le pui în cap mie și uiți sau... altfel, uite, la Bia, la Paula. Paula ignor total. De ce? Ce mai bine? Bia am vorbit acum, gen, pentru că e supărat, am să știu sigur dacă e și supărat. Andreea e ca să fac un ciudul jador. Cu Ligi, când și când, dar văd că cu Ionatan și nu vrea. Și Bia? Zis, stai bine, să-mi pun și eu picioarele, că parcă stau prea deșelată pe aici. Acum am vorbit. Ce? Acum am vorbit cu ea. Cu cine? Cu Bia. Ce ai vorbit? De ce e supărat, de ce toată lumea zice că... De ce mai neregul cu ea? De ce? Și am gândit... Cred că vreau să încerc să ne cu... S-a schimbat, când mă vorbesc și cu toți. Păi și de ce nu accepti așa? Pentru că e ceva forță. Nu cred. Ceva... Ba, da. Eu zic să stai mai mult de vorbă cu ea. Pentru că se vede că îți place și ție. Ce? Zic să fii mai atentă. Sau, cred că nu să fii mai atentă. Să nu te mai înspite de singur. Că ai atât, ai capacitatea să vezi și chestii. Dar eu nu mă mint pe mine. Stai mint pe tine. Păi da, dacă ți-aș spune adevărul, clar nu ți-ar plăcea adevărul meu, da, și gata. Eu știu adevărul. Adevărul și-al meu e adevărul, nu știu.